Verișorul meu toxic dispare în fiecare noapte la ora 1 dimineața și habar nu am unde se duce. Bun, Dănuț, deci afară deja e întuneric, eu zic că ar trebui să te duci acasă. Cât obsidian ai la tine? Cât obsidian ai? Cât ai? 8 obsidian, ok, eu n-am niciun obsidian, dar o să mă duc aici, o să mai minez și când o să vin acasă o să avem destul obsidian să mergem în Nether, ok? Du-te acasă, vezi ce faci, hai papa, bun, hai. Hai, te salut. Baftă, să ai grijă de tine, să ai grijă de tine. Hai că imediat ajung și eu acasă. Am făcut rost de încă 6 bucăți de obsidian și numai bine cu cele 8 pe care le are Dănuț, o să putem să ne facem un portal și să mergem în Nether. Dănuț? Ești aici? Dănuț? Bro, Dănuț, zi unde ești, scrie ceva pe chat. Bro, de ce nu scrie nimic pe chat? Dănuț? Bă! No. O fi, fraților, că... Cum mi spune? O fi că... O fi că s-a deconectat, o fi că a intrat maică-sa peste-l parte și altă maică-sa, cine știe. Bă, o fi, de fi s-a desfacut, o să fac un cadou. I-am zis să pun obsidian în chest, o să fac eu portalul de Nether numai bine. Ok, hai să vedem. Aici e obsidianul. Bro, aici e doar o bucată de obsidian! Bă, zis că are o bucată de obsidian, man! Numai o bucată! Ce e asta? Marius? De la Dănuț? Bro? 666666 minus 666. Bă, asta e o farsă. Dănuț, scrie pe chat. Frate, okay, cred că asta e o farsă de la Dănuț. Asta e o farsă de la Dănuț, n-are cum să fie. Brășa, bă, doar un diamant. Bă, frate, avea vreo 20 de diamante. Bă, ăsta mi-a furat itemele. Mamă, ce glume proaste face, bro. Mamă, ce s-a stea? Băi, fraților, aveam aici o tonă de morcov. Bă, ce se întâmplă cu itemele noastre? Bă, băi, și fete, și căul. Bă, aveam și căul. Bă, frate, ne dispar toate itemele. Scrisoare 1, scrisoare 2, scrisoare 3. Bă, ce s-a stea? Frații mei, asta e o farsă de la Dănuț? Adică nu cred că ar face el așa ceva, men. Scrisoare 1. Dănuț. A, asta e o scrisoare către Dănuț. Bănuiesc că nu ți-a plăcut unde te-ai trezit aseară. Îți spun un singur lucru. O să mai ajungi aici, dar dacă vrei să scapi cu viață, trebuie să faci ce-ți cer eu. Și să nu cumva să-i spui vreun lucru lui Marius. O să mă ocup și de el curând. Dar până atunci ține-ți gura închisă. Bră, eu habar n-am la ce se referă. Fățior, habar n-am la ce se referă. Dănuț nu mi-a zis nimica, bro. Cum adică? Cineva îl șantaja? Mai e cineva pe lumea asta, bro? Mamă, fraților. Dar Dănuț nu mi-a zis nimica. Dar cum adică? Trebuie să faci ce cer eu, ceea ce vreau să fac, scrisoare 2. Am nevoie de 8 bucăți de obsidian. 8 bucăți de obsidian, fix cât avea el. 13 diamante și cât mai mult cărbune. Da, am lipseau mie diamantele și cărbunele. Nu întreba de ce, diseară iar o să te trezești în locul meu. Ai face bine să le ai în inventar, să nu cumva să îndrăznești să încerci ceva. Bă, băi, și eu nu înțeleg. Deci Dănuț e într-un fel amenințat de această persoană, care nu știu ce e persoana asta, să-i aducă iteme și să nu-mi zică mie nimica. Dar uite că bănesc că Dănuț mi-a lăsat scrisorile astea aici ca să-mi dau seama gen să vin să-l salvez sau ceva de genul. Altă scrisoare. Am nevoie de mai multe torțe și de restul. Bă, fii atent, avem torțe? N-avem torțe! Fraților, aveam și torțe! Nici torțe nu mai avem! Și de restul. Restul avem? Nici măcar nu mai e așa. Iar după o să iau sângele tău și al lui Marius și totul o să fie gata. În câteva zile ar trebui să fim gata. Bă, băi și fete, nu înțeleg. Efectiv, nu înțeleg. Am rămas prost. La ce se referă omul ăsta, man? Deci, 100% Dănuț a lăsat astea aici, pentru că ăla mi-a zis să nu-mi zică nimica. Și nu mi-a zis nimica. Nu știam nimica de chestia asta. Dănuț mi-a lăsat astea aici ca să-mi dau seama, să vin să-l salvez. Scrisoare 1, scrisoare 2, scrisoare 3. Ok, dar cum îl salvez? E undeva pe aici, bro? Cum? Mamă, uite creeperii, bro. Cum îl salvez, man? Cum pot să-l salvez? Hopa,
Hai, bă, aici, bro, e o mină, că doar știu. Bă, băi, și uite. Oh! Oh! Oh my god, băi, și uite, mi-am adus aminte. O carte de la Dănuț pe care scrie Marius. 666666-666. Adică, alea sunt niște coordonate, bro? Bro, pleacă de aici. Frații mei, credeți că alea sunt niște coordonate? Băi, eu cred că asta e singura variantă. No, fiți atenți, băi și fete, fiți atenți că plecăm în căutarea salvării lui Dănuț. Deci fiți atenți cum facem. Punem astea aici. Ia, vreau să fac o barcă. Cum îmi fac o barcă, bro? Pot să-mi fac o barcă. Ia stai să-mi fac și niște stick-uri. Putem să ne facem o barcă. Boat. Ia. Ah, avem nevoie de o de-asta. Ok. Vreau să fac o barcă și vreau să plec. Vreau să plec, fraților, să-l caut pe Dănuț. Ok, mi-am făcut o barcă. Bun. 1500. Deci, fiți atenți. Noi trebuie să ajungem la 6... Bro, dar de ce fiți la coordonatele astea? Bă, deci te am impresia. Fiți atenți. Nu, prima dată vreau să mă coordonez. Deci, stai. Trebuie să... Ăla să fie în... Deci, nu, trebuie în partea aia, așa. În partea asta. Bun, deci în partea asta trebuie să mă duc. Fraților, deci atâta îi trebuie lui Dănuț. Deci atâta îi trebuie să fie vreo farsă proastă de-a lui. Atâta îi trebuie. Dar am impresia că, bro, da, deci nu mai e nimeni pe harta asta. Deci eu nu știu de existența unui alt jucător pe harta asta, dar tare am impresia că fraierul ăsta vrea să facă pe interesantul de mistorțele, așa. Vrea să facă pe interesantul și vrea să-mi facă o farsă. Fiți atenți de noi așa e, frate, și face catenici de-astea proaste, dar las că-l prind eu. Mamă, bro, da, eu acum realizez că... Uite, uitați-vă unde avem casă eu cu Dănuț, la 1000 și ceva. Adică, bro, noi am explorat harta asta o tonă, dar pe aici n-am fost niciodată în partea asta. Oare ce o să găsim, bro, în partea asta? Ok, mamă, bă, da, foarte ciudat locul. Bă, deci, bă, sper să nu. Deci, în continuare, fraților, sunt, hai să zicem, 60% sigur că este o farsă de la Dănuț sau 40% că pe bune Dănuț e în pericol. Gen, adică am mai multe așteptări să fie o farsă decât Dănuț să fie într-adevăr în pericol. Dar e ciudat, bro. Efectiv, adică el nu cred că se mai află pe hartă, adică cred că s-a deconectat. Ia uite aici. Cred că... Ce s-a stiu? Ok, a? Cred că s-a deconectat, însă asta nu înseamnă, băi și fete, că a fost răpit. Poate, na, s-a supărat maică-sa că nu și-a făcut temele. Sau ceva de genul, gen, poate să fie un milion de motive, bro. Poate să fie, efectiv, un milion de motive. Ok, haideți că imediat ajungem la... A, mamă, bro, da, bă, ia stai puțin. Ăsta mă duce în... În ocean? A, ba nu. Ok, bă, lasă-mă, bă, să-mi iau barca. Lasă-mi, dă-mi barca, bro. Haide, mă, n-ai o rușine. Dă-mi barca, mor de aici. Oh my god. Bă, voi vedeți ceva și eu? Ok. Treaba devine din ce în ce mai suspectă. Pe, cum îi zice? Pe bloc pe care îl traversăm. Pe bloc ce îl trecem, voiam să zic. Treaba devine din ce în ce mai suspectă. Ce-i ce-a procescut munții ăștia de sand, bro? Ăștia sunt de sand, dar se vede totul super ciudat, bro. Mamă, deci dacă mă pune Dănuț degeaba să merg pe drumuri, stai să vezi, frate, ce mă iau eu de el, că o să regrete toată viața lui că a făcut chestia asta. Toată viața lui o să regrete, fiți atenți. Ia uite, bro, face-l pe interesantul cu mine, man. Face-l, îmi face-l farse de-astea. În deșert, bro, aici s-a găsit. Aici s-a găsit să facă farsă în deșert. Doamne, bro, nu putea să găsească și el un loc mai... mai de Doamne ajută, știi ce zic? Haide, mergi. Ok, hai că imediat ajungem, fraților. Mai avem, practic, 300 și ceva de blocuri. Că trebuie să mergem în partea... Bă, stai, nu? În partea... A. Ok, în partea asta trebuie să mergem. Am înțeles. Deci e 100% în deșert locul ăsta. 666 cu 666 cu 666... Bă, Mesa Bayam? Ok, treaba devine mult mai interesantă acum. Mesa? Dănuț a găsit Mesa și nu mi-a zis nimic. Ok, bun, încă un motiv să-l căpăcesc, încă un motiv. Ia asta-s, fraților. Tăscă, imediat ajungem acolo, brostem în Mesa. Ok.
Ok, asta e ciudat. Hai că deci aici trebuie să fie. Bun, deci prima dată, hai să fie atent. Hai să mă duc prima dată la minus 666 în partea asta. Eram sigur. Lăsați-mă în pace. Mamă, dar e plin de mob, bro, că e noapte. Deci cred că, uite, bun. Deci suntem aici și acum în partea asta, nu? Da, deci în partea asta trebuie să merg. În partea asta ar trebui să găsesc ceva. Oh, ba nu, trebuie să și sap ca să ajung la 66. Că era 6 peste tot și avea un minus la final, așa mi-aduc eu aminte. Bă, ia vedeți că deja am trecut peste, uite, aici. Trebuie să mergem în partea aia, bro. În partea asta trebuie să mergem. Încă 100 de blocuri. Ia. Ce e aici? Bă, grijă mare, bro. Bro, nu! Ok, am avut bulan. Fraților... Dănuț nu pare să fie undeva aici. Bro, ce chestia asta? Ok, stați puțin, băieți și fete, că lucrurile devin din ce în ce mai suspecte pe harta noastră de mai. Că se spune aici niște torțe. Ce-i locul ăsta? Bro, și unde duce? Băi, e atât de adânc încât nici măcar nu pot să văd unde duce. Bro, unde duce locul ăsta? Eu nu cobor acolo dacă nu știu unde mă duce. Na, e o regulă de-a mea. Permiteți-mi să am și eu genul ăsta de reguli. Să mergem jos, facem. Mamă, deci dacă Dănuț îmi face o farsă, repet. Mamă, ce m-am speriat de asta. Dacă Dănuț îmi face o farsă, fraților, nu o să-l mai vedeți mult timp. Mult timp pe canalul ăsta de YouTube. Poate chiar niciodată. Hai să vedem. Let's go, mamă, bă. Bă, băi, sunt super, bă, da. Nu construia Dănuț toate chestiile astea. Bro, dacă cât coborăm. A, uitați-vă că am găsit eu. Nu, vă zic eu că nu construia Dănuț toate prostiile astea, man. Bro, ce-i sânge? Bă, ce-i locul ăsta, fraților? Bă, ia stai, prima dată să fac niște torțe. Da, am torțe, da, tot să fac. Ok, deci este un loc super ciudat care are 4 uși de iron. Dar, na, dacă nu e de asta, bănesc că pot să le sparg așa. Aici sunt foarte multe d-astea de schelet. Ok. Bă, nu, nu-mi place. Aici ce e, ia. Aici este un pat pe care stă un schelet. Sperăm că ăsta nu e Dănuț. Nu e Dănuț, bro. Nu e, să trebuie să nu e Dănuț. Ok. Aici? Aici este un pat și un chest lângă. Wow! Uite, obsidian. Ok, diamante. Bă, astea cred că sunt luate de la mine de acasă, bro. Asta le-a luat Dănuț ca să vină aici. Bă, da, ia stă-ți puțin, fraților. Dacă mi-aduc aminte ce scria în scrisorile alea, spunea că Dănuț, dacă nu ți-a plăcut unde te-ai trezit în seara asta, trebuie să mă asculți. Adică Dănuț într-o seară s-a culcat și s-a trezit aici. Cine l-a adus aici? Că ați văzut că e destul de departe de casa noastră, bro. Sau l-a teleportat aici? Bro, ce s-a întâmplat? Și se pare că cineva a băgat frica în Dănuț atât de mult încât, na, să fure diamantele, bro, și obsidianul. Că noi tot voiam să mergem în Nether. Tot voiam să mergem în Nether și uite că nu mai ajungeam. Mamă, oare ce se întâmplă? Băi, e un mister. E un mister pe harta asta, bro. Adică prima dată am găsit gaura aia super ciudată. Vă mai aduceți aminte că am găsit gaura aia super ciudată episodul trecut. Și acum, chestia asta, acum Dănuț dispare și e șantajat de către un om necunoscut care nu știu cine e și nici măcar nu-mi spune. Dar acum am dat de înțeles că trebuie să mi se salvez. N-am venit la coordonatele astea și uitați-vă ce chestie ciudată am găsit. Ia că mai avem ceva aici. Ia, păzia. O carte! 80! Cum adică 80? 80%! Bro! Oare chestia asta se referă la... Se referă gen la faptul că a zis că în câteva zile o să fie totul gata și că planul e 80% terminat? Bă, băi și fete, deci efectiv sunt super, super confuz. Nu înțeleg ce se întâmplă. Eu nu cred că asta este o farsă de la Dănuț. Vă spun sincer, eu nu cred pentru că, bă, uitați-vă cât s-a construit aici, bro. Uitați-vă câte... Bă, fraților,
Plus că Dănuț, da, gen, eu sunt fondatorul serverului, într-un fel, eu sunt creatorul serverului, operatorul serverului și numai eu pot să-mi dau game mode. Dănuț n-are cum să-și dea game mode și n-are cum să facă rost de atâtea chestii. Ciudat, în fine. Fraților, băi, eu am venit unde mi-a zis Dănuț, dar nu l-am găsit. Uite, nu e niciunde, bro. În fine, bă, o să mă duc înapoi acasă. Sper să nu cumva să se fi întâmplat ceva acasă. Sper ca nu, gen asta să nu fi fost doar o distragere, man. Ca să ni se întâmple ceva la casă. Sau poate e un final fericit. Ia uitați-vă, nu e lună plină. Poate este un final fericit și poate o să-l găsim pe Dănuț acolo. Stai. Deci trebuie să mă duc din partea asta până la noi acasă. Fraților, vedeți că necazurile se țin lanț de noi că nu-mi găsesc casa. Adică, bro, mă tot plimb în locul ăsta și nu-mi găsesc casa. Bro, dar tot îmi pun întrebarea, frățu, oare ce s-a întâmplat, man? Bă, aici trebuie să fie casa, bro, pe undeva, pe aici. Bă! Bă, nu! Fraților, bă, pleacă-mă de aici, mă, pleacă odată. Bă, păi și fetea, da foc la casă! Bă, pleacă-mă și tu de aici! Bro, a dat foc la casă! Oh my god! Bă, fraților! Ok, sunt 100% convins că nu e o farsă de la Dănuț. Dănuț n-ar face asta. Bă, what? S-a auzit ceva? Bă, frate, bă, oprește-mă focul, mă, oprește-l! Ce se întâmplă aici? Bă, opriți-mă focul! Bă, nu mai da în mine, man! Oprește focul. Oprește focul să nu ia pe iteme, pe chest sau ceva de genul. Mamă, bă, plecați, bă, odată. Mamă, dacă-s mob s-au adunat aici, fraților. Zici că e adunarea de mobi. Băi, bă, ce-s tu ăsta nu era aici când am plecat? Nu-l mai căut. Băi, ia stai, băi, am văzut bine ce am văzut. Mamă, bă, fraților. Băi, am văzut bine, bă, pleacă-mă de aici. Băi, am văzut bine ce am văzut. Bă, stai, mamă, nu, stai. Pleacă de aici, pleacă de aici, pleacă de aici. Nice, bun. Bă, am văzut bine ce am văzut. Nu-l mai căuta de la jucătorul 666? Nu-l mai căuta pe Dănuț. Bro, cine e jucătorul 666?